1, 2, 3, 4, chiticamera, 5, 6, gata, am filmat! Am obosit! Cine a mai tălmăcit așezările astea abdominale? Hello kids! It's green! It's blue! It's yellow! It's 5! It's 6! It's 7! Așa m-am săturat de aceste vloguri copilăroase! Poate încercăm ceva cu animale? Lasă! Cifrele și culorile sunt acum în trend! Deja de 15 ani tot nu mai ieșim din trendul ăsta! Hai, mai departe mergem! Ok, kids! 4, 3, 2, 1, 0! Bye-bye! Acesta sunt la trecut. Mai rapid! Melissa, Melissa! Ce Mircea? Adă mai rapid o sticlă de apă. De care apă? Hai mai repede, de care a fi? Mulțumesc! Gata, nu mai fac eu vloguri cu slime-uri, mai bine mă pregătesc de școală. Descoperiți intrușii și alcătuiți cu aceste cuvinte propoziții. Acum la ce temă să mă pregătesc? Salutare! Astăzi avem un nou experiment! Și vom face zăpadă artificială și pentru asta avem nevoie de zăpadă și artificii. Ha, 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 ha! Am glumit! De fapt avem nevoie doar de scutec și apă. Tăiem scutecul, scoatem conținutul, turnăm apă, amestecăm bine. Amestecăm și iarăși amestecăm și iarăși nu ne-a reușit nimic. Dar asta nu are nicio importanță pentru că noi ne-am străduit foarte mult ca să ne reușească acest experiment și pentru aceasta tu trebuie să ne pui un like. Iar noi ne vedem la următorul experiment. Și numai decât data viitoare, la fel, nimic nu ne va reuși. Iar eu vă promit că voi pune o pictogramă super tare! Hei, hai astăzi să facem o nouă serie de prank-uri dintre părinți și copii. Dar ce prank-uri astăzi facem? Și cine începe primul? Citiți scenariul, aici este scris totul. N-am înțeles. Ce e asta? Sticlă? N-am înțeles. Nimic nu înțeleg. Ce e cu peretele ăsta? Ce e loc de ușă? Sticlă? Ce de râs! Ce fel de magie e asta? Mircea! Melissa! Voi mi-ați făcut-o! Prank foarte bun! Da! Nici nu am observat că aici e peliculă. Ce magie mai este și asta? Este peliculă alimentară.
Nici nu m-am așteptat la așa prank din partea voastră. De unde v-a apărut această idee să puneți peliculă în ușă? Noi ne-am gândit foarte mult ce prank să-ți facem. Să-mi faceți așa prank mie? Așa și credeam că nu te vei aștepta la așa prank. Lasă că vă arăt eu vouă prank. Acum eu vă voi răspunde vouă cu prankul meu. Dar ce vrei să ne faci? Fără multe explicații, aici aveți tot scenariul. Aha, wow! Hei, salut! Cum sunteți? Bine, dar tu ce ai pățit? Ești chiară! Dar ce, nu-s frumoasă? Da, mi-am dat jos părul și m-am gândit că voi tot așa trebuie să fiți, ca și mine. Nu vreau! Da, vă tund imediat! Nu ai niciun fir de păr pe cap! Da, nu am niciun fir de păr. Și pe voi o să vă tund. Nu, vreau să fiu cheamă. Da, vino la mine. Am părul lung. Vino la mine. Nu, deja eu am păr scurt. Este un prank. Nici nu mi-am dat seama că este un prank. Așa real pare. Și n-am observat niciun fir de păr la tine. Da. Așa de real a fost. Acest video va avea cu siguranță 1 milion de like-uri. Și cei care vor privi nici nu-și vor da seama. Salutare! Astăzi avem un vlog extrem de interesant, dar până începe vlogul, te rugăm să te abonezi la canalul nostru, să distribui acest video pe toate rețelele de socializare, să nu uiți de like-uri și să apeși pe clopoțel. Clopoțelul și butonul de abonare trebuie să fie de culoare gri, iar degețelul în sus trebuie să fie de culoare albastră. La fel te invităm să ne urmărești pe TikTok, Likee și Instagram. Nu uita și de contul nostru de Facebook. Eu vă mulțumesc că ați privit acest videoclip până la final și vă spun pe curând! Dar vlogul nu l-am făcut. V-a plăcut mult partea întâi a sketch-ului Tipuri de YouTuberi? Iată că am venit și cu partea a doua! Iar noi reiterăm! În acest videoclip nu sunt imitați YouTuberi concreți! Vrem să vă mulțumim pentru că ne dați like-uri, că ne susțineți cu abonare și ne scriți comentarii frumoase. Iar familia Melimin se mândrește cu toți susținătorii din partea cealaltă a ecranului. Pa!